Ne-am pus și noi problema de multe ori, văzând proiectul, va face ca să miște oameni de acasă, mai de aproape sau mai departe, care să dorească să vină să viziteze acest obiectiv. Deci, în primul rând, ca acest obiectiv, fiind făcut pe fonduri europene și pe o axă care este destinată turismului, are, în primul rând, o conotație turistică și, în al doilea rând, pentru faptul că este amplasat în curtea Muzeului de Artă o bijuterie sau o altă bijuterie arhitectonică, are o conotație istorică. Noi suntem deosebit de mândri că astăzi reușim să semnăm acest proiect care, așa cum știți, pornește de la 7,3 milioane de euro și acum aproape un an de zile, în fața dumneavoastră, semnam contractul de finanțare. A trecut aproape un an de zile până la acest eveniment, când trebuie să semnăm contractul de execuție. Din acest moment începe o cursă contra cronometru ca, într-un termen cât mai scurt, să putem să realizăm pe banii europeni acest obiectiv. Timpul s-a scurs foarte mult. Firma care a câștigat și care este aici de față și cu care vom semna acest contract s-a angajat să execute acest proiect în termen de 9 luni de zile. Consiliul Județean are o încărcătură foarte mare pentru că, așa cum știți, de data aceasta avem de-a face cu o cofinanțare de 50%, ceea ce înseamnă bani foarte mulți dați și de către Consiliul Județean. La licitație, firmele care au concurat și firma care a câștigat din Italia a venit cu un preț mai jos, s-au mai câștigat aproape 1 milion de euro, în felul acesta, și, bineînțeles, pe cale de consecință, aproape 500.000 de euro, Consiliul Județean nu îi va mai pune la bătaie și va putea să-i direcționeze în alte părți. Unele dintre lucrurile știți despre acest proiect. Și anume, faptul că este o construcție rectangulară pe 1200 de metri pătrați sub pământ și cu o prismă de sticlă la partea de intrare spre Muzeul de Artă. Intrarea se va face dinspre strada Romul în acest obiectiv și va începe cu un amfiteatru cu scări care coboară în încăperile destul de multe și în care vor fi săli de expoziții, săli interactive, două ateliere de discurs care se pot transforma în săli de conferințe, un alt atelier care se poate transforma în sală de spectacol, o sală de spectacol în sine, un atelier de creație cu sau fără îndrumare, o altă sală de expoziție, ca să nu mai vorbim de partea de la suprafață care va fi spectaculoasă și care prin ea însăși va deveni poate un simbol al Craiovei. Aici se va găsi forma ovoidă care l-a măcinat toată viața pe Brâncuș și în interiorul său o pasăre maiastră, toate realizate din sticlă. Și sigur, va fi o încercare și pentru firma care va realiza și fiind și foarte aproape de noi
și dorindu-ne și foarte mult să vedem realizată această investiție, vom fi fiecare dintre noi diriginți de șantier. Ne vom vedea în fiecare zi pe acest șantier până vom vedea realizat acest obiectiv. Ce putem să vă spunem fără niciun fel de dubiu este următorul. Indiferent cum va fi și ce va fi și cum se va termina acest an și cât vom realiza din proiect. Noi ne dorim, dacă se poate, să-l terminăm tot. Dar acest proiect pe care îl începem, îl și terminăm. Că va fi din banii europeni, că va fi din banii Consiliului Județean, nu știu. Ne-am dorit să fie cât mai mult din banii europeni. Însă ceea ce vreau să vă spun este hotărârea pe care am luat-o noi, să nu dăm înapoi și să realizăm acest obiectiv, așa cum și celelalte obiective pe care le avem și nu sunt puține 11 obiective, dorim să le terminăm. Cele care sunt pe fonduri europene și pe segmentul financiar 2007-2013 cu prelungire, cum este și centrul de agrement. Avem toată atenția și sunt sigur că se va termina și acela. Însă fiind aici, împreună cu dumneavoastră, la acest moment, să-i spunem, deosebit de interesant, să ne dați voie să semnăm acest document în fața dumneavoastră, după care să putem să mai discutăm și să vă și răspundem la întrebări. Cum vedeți, și îmi place să vedem aceste lucruri și să le puteți și filma, și vă rog, doamna și domnul Vince, dați-vă mai aproape, pentru că toată lumea e o echipă, așa cum o știți, la Consiliul Județean, să vreau să scot în evidență că proiectele europene nu sunt două foi de hârtie prinse în ceva și cu ele se câștigă bani și milioane. Vedeți o parte din documentele care sunt trecute aici. Ele, de asemenea, trebuie să stea ani de zile, și vorbim de 10 și mai mulți ani de zile, în acești ani, așa cum ni se întâmplă și acum, după 10 ani de zile, încă avem controle pe unele din proiectele. Și așa este și normal, ca în momentul în care se câștigă banii europeni, să și răspunzi pentru ei. Așa că vă invit să semnăm și să vă doresc succes dumneavoastră, pentru că este foarte important ca să puteți să terminați și succes. Vom fi prieteni atunci când va trebui să fim prieteni, dar avem o perioadă de 9 luni de zile sau mai puțin de 9 luni de zile, când vom fi adversari foarte puternici, pentru că dorința noastră este să vedem acest obiectiv și vă simțiți cât de important este pentru noi. Da? Sunt sigur că ați intrat și dumneavoastră într-o bătălie pe care trebuie să câștigați. Da? Da. Așa. Se ajunge la un rezultat pe care, așa, în exploatarea de proiectul asta, se ajunge pe care mai la testimoniale la, cum să spun, în trecut, în viitor, foarte mult. Mă scuzați dacă îmi vorbesc românește. Sper că ați înțeles sensul. Da. Firma pe care, la firma care a prezentat, pentru că este o asociație de două firme italiene, s-a engajat în proiectul acesta cu foarte mult stimul, cu foarte mult voie să
realizez și proiectul acesta. Și speram, așa cum domnul președinte, chiar noi mergem împreună, suntem împreună cu dumneavoastră, dorim să ajungem obiectivul de se termina în termeni și în modul corect construcția aceasta. Nu suntem cum se, antagoniste, mai avem un singur obiectiv și pentru noi și pentru pentru și Axia. Și ce alte lucrări ați mai ai avut? Importante, da. Importante, am făcut multe. Școle, clădire, musei. Avem un record. Ca una dintre firme, Axia, avem un record pe care le dau, după aveam invit, le dau un numero pe YouTube. Am făcut o școală în ocazia de tremure, ultimo tremur in Italia, in Emilia-Romagna, ho fatto la scuola in 55 di zile, per care potete se lo verificare per YouTube, che è in che località? In a proprio di Modena, Modena, Reggio Emilia, Luca Bologna, in Emilia-Romagna, dove ho fatto l'ultimo tremur in Italia. Asta io ho questa forte importanza di salire, non l'unico consiglio giudiziario. Da, ideea este că la fondurile europene, așa cum știți, licitațiile se transmit Uniunii Europene și Uniunea Europeană le transpune în jurnalul european. Din acel moment le vede toată Uniunea Europeană, toate cele 28 de state ale Uniunii Europene, așa că la fiecare licitație nu avem niciun fel de mirare în momentul în care vedem firme din Portugalia, din Italia, din Spania, de peste tot. Din acest moment pornim la drum cu bună credință și sperăm să fie toate lucrurile bune. Sigur că la fiecare proiect nu o să fie toate lucrurile foarte liniare. O să ne mai și certăm, o să mai facem și multe lucruri de genul acesta și avem o anumită poartă de specializare. Da. Dar ne dorim să vedem realizat, pentru că și pentru dumneavoastră este o carte de vizită ceea ce veți realiza aici. Este unic. Deci oricând o veți putea prezenta undeva. Pentru că arhitectul care a proiectat acest edificiu este unul din arhitecții de top 50 în lume. Este un om cu adevărat foarte valoros, un artist el însuși, în felul lui și în felul acesta și noi vom fi mândri să vedem realizat acest lucru. Este, dacă vreți, o prioritate de top acest proiect, pentru că pe de o parte suntem încorsetați de termen 31 decembrie 2015 până când trebuie să terminăm acest proiect, iar pe de altă parte trebuie să rezolve probleme din ce în ce mai grele cu care se confruntă aeroportul din Craiova, că această pistă a fost realizată la vremea respectivă pentru avioane foarte mici, avioanele de luptă, care decolau și au aterizat de aici, iar acum avem de-a face cu avioane foarte mari, adică este vorba de un avion de 27 de tone, care aterizează de cele mai multe ori, având în calculator o porțiune de pistă, de circa 20-30 de metri, ei trebuie să aterizeze numai în acel loc, și atunci, sigur, se realizează o zonă în care pista este foarte solicitată. Din acest punct de vedere, oamenii din aeroport fac eforturi deosebite
Și de fiecare dată, după fiecare aterizare și decolare, au un moment în care verifică pista în întregime, o mătură mecanic și manual, acolo unde este cazul, pentru că trebuie scoase anumite pietre din rosturi, dacă este cazul. Și atunci când există un spațiu de timp între două zboruri, și este cazul, înlocuiesc și o parte din dale. Acest lucru s-a realizat cu foarte multe dale până în prezent și la acest moment am putea să spunem că pista care a fost verificată de către experții de la WIS acum două zile a primit din nou avizul să meargă mai departe. Și dacă avem o problemă mai mare, este această zonă în care avionul vine de la pistă și se îndreaptă către zona de, de platformă, unde, de asemenea, trece cu o greutate foarte mare pe, peste acestea. În fine, vom depăși și toate aceste lucruri, dar ne produce nouă un moment de stagnare, în sensul că în această perioadă de timp, noi am fi putut să mai atragem alte zboruri și alte destinații. Însă nu ne mai permite să mai facem în acest timp, până nu vom vedea toate aceste lucruri rezolvate din punct de vedere legal. În ceea ce privește licitația, știți foarte bun că am avut o perioadă în care am avut prima licitație. Și după această licitație, în care nu am avut niciun câștigător, pentru că au fost descalificați toți, am venit la a doua licitație și suntem în faza de evaluare, care estimăm că se va termina undeva, dacă nu vă supărați, va juca puțin doamna Măjina. Da, imediat. Alora. Da, sau, da. De, după ce vom termina de evaluat și noi sperăm să se petreacă acest lucru până undeva la începutul iulie, da? Vom putea să dăm un câștigător, după care nu știm cum să, sau știm cum se întâmplă după licitații, să sperăm că nu există contestații. Asta ar fi partea cea mai frumoasă a problemei, că am putea să ne apucăm imediat de asfaltare. Toate lucrurile acestea, asfaltare, proiectare, ce le avem de făcut pe pistă, noi estimăm că ar dura două luni de zile. Deci nu durează foarte mult. Da? Asfaltul este un asfalt special, așa numitul asfalt la rece, care se pune în condiții foarte bune. Și așa cum arată acum aeroportul, el este funcțional. Și suntem în faza în care, probabil, săptămâna viitoare, să venim din nou în fața dumneavoastră, aici sau la aeroport, și să vă aducem și brevetul semnat de către ministrul rus cu privire la acordarea titlului de aeroport internațional. Acest titlu nu se obține foarte simplu. Și iată câți ani, deși noi ne spunem aeroport internațional, pentru că zboară avioane și merg și în străinătate, nu înseamnă că este aeroport internațional. Aeroport internațional este atunci când s-a semnat, când a trecut și prin hotărâre de guvern și sunt, dacă nu mă înșel, patru aeroporturi în acest moment care vor primi acest titlu și sigur ne pregătim de o fază următoare când știm, așa cum am văzut, că în ceea ce privește intrarea României în Schengen, va intra în primul rând cu aeroporturile și cu porturile. Ceea ce înseamnă că va fi din nou o presiune pe aeroportul din Craiova, care să... Din nou, o parte bună a problemei, de data aceasta și cu mulțumiri pentru colegi și felicităm tuturor care au fost implicați și doamnei primar al Craiovei, doamna Alia Olguța Vasilescu, pentru ceea ce s-a întâmplat la Craiova, această întâlnire tripartită cu trei premieri, o întâlnire istorică,
și cu atâția ministri și vorbesc despre treaba aceasta pentru că în această perioadă cât am putut să stau cu domnul ministru Ioan Rus pe aeroport, am putut să discutăm și despre dezvoltarea aeroportului. S-a petrecut un fapt deosebit și Mircea Dumitru, directorul aeroportului, a fost chemat la București. În zilele următoare, plecării domnului ministru de pe aeroport, și am fost foarte surprins să aflăm că a doua zi, când a ajuns la București, domnul ministru a făcut instrucție în minister cu toată lumea vis-a-vis de ceea ce înseamnă Craiova. Și le-a spus tuturor că ce a văzut la Craiova, la modul cum se muncește, la ce se dorește și la hotărârea pe care o au acești oameni, toată lumea să le dea tot sprijinul și inclusiv secretarului de stat, dacă trebuie să semnăm noaptea, cum semna ceva pentru Craiova. Și este și, dacă vreți, un semnal de încurajare pentru ceea ce se produce acolo. Așa că există aceste premize de a rezolva în acest an aceste probleme, așa cum prin master planul pe care l-ați văzut afișat, noi avem din nou 80 de milioane de euro. Adică e, dacă vreți, o captură. 80 de milioane de euro pentru dezvoltarea aeroportului din Craiova. Deci în anii următori vom avea un nou terminal de 22.000 de metri pătrați. În acest moment suntem cu actele la semnat pentru terenul de la ultimul nostru terminal până în zona aeroclubului. Pentru că acest teren nu ne aparține, aparține aeroclubului din Craiova și noi producem documentele să luăm tot acest teren și să le dăm la schimb, deși nu, legea nu mai prevede schimburi, dar să-i spunem într-o hotărâre separată, le vom oferi unul dintre hangarele noastre, care sunt pe teritoriul aeroclubului și pe care oricum nu-l foloseam. Dar îl vom oferi să poată să facă mentenanță pentru avioanele mici și ce au de făcut. În felul acesta mai câștigăm o suprafață de teren și este zona cea mai bună în care noi să proiectăm în viitor acest terminal. Așa cum cu un alt proiect sperăm să-l câștigăm, că suntem într-o fază foarte avansată, suntem foarte puține județe care au depus pe această zonă de tot de transport în care să putem să folosim și calea ferată care va ajunge până la noi și în care să avem împreună cu CFR-ul din Craiova un proiect care să se ducă la multe milioane de euro, în care să creăm un centru intermodal folosind un triaj. Noi sperăm ca aici să ne ducem până în toamnă, să fim gata cu această construcție și să avem și partea cealaltă de dotare, care se face, așa cum știți, tot din banii noștri. Însă, lucrurile acestea le-am lăsat la îndemâna spitalului, ca să nu ne băgăm noi să luăm cine știe ce utilaje și mașinării de care, la care nu ne pricepem, da? Dar sigur că urmărim foarte atent și în acest moment piesa cea mai importantă este angiograful. Angiograful este unul foarte performant, noi nu ne-am zgârcit, am dat câți bani mi s-a spus să dăm, atât am dat. 90 de miliarde de lei vechi, va fi probabil tot ce este mai performant în Oltenia. Vom vedea cum sunt, câți bani mai rămân și
Așteptăm și să se termine cât mai repede licitația, întrucât acest angiograf este destul de mare și el trebuie instalat undeva la ultimul etaj, după care să se închidă clădirea. Și atunci oamenii stau și așteaptă să vină aceste echipamente și după care să poată să facă treaba mai departe. Deci aici nu avem niciun fel de problem, ba din motiv va fi o chestiune realizată, alături de ceea ce se construiește aici, se va construi o altă stație de oxigen, de gaze medicale, de tot ce le trebuie în plus și, de asemenea, avem o altă investiție mare, care este tot a noastră, în care venim cu o stație electrică, pentru că avea deja probleme spitalul cu curentul electric, dar acum a venit și noi și upgradând și tot construind acolo, însemna că sunt probleme și mai mari. Și atunci avem o altă investiție cu care venim și care nu prea se vede, dar o facem pentru că trebuie să stea. E, în tot acest timp și respectiv în aceste zile, s-a dat și semnalul de începere a extinderii zonei de urgență. Nu mai este niciun dubiu. Acum, ce am promis, merge mai departe, se extinde și zona de urgență, se extinde și vom realiza și vom porni de la circa 800 de metri pătrați, vom ajunge la circa 3600 de metri pătrați. Eu sunt sigur că va fi cea mai modernă zonă de urgență din România. Vor putea să fie și doctorii mulțumiți, vor putea să fie și pacienții mulțumiți. Însă va fi și un moment de mare deranj. De aceea este chiar un moment pe care îl folosesc să cer scuze tuturor celor care vor veni în contact cu aceste investiții de la noi, doctorilor care lucrează în zi de zi și asistentelor și a celor care sunt acolo, pentru că este într-adevăr o mare încurcătură, dar va veni un moment foarte luminos. Și acest lucru suntem obligați să-l facem, pentru că acest spital nu este numai Spitalul Craiovei. În acest moment, așa cum vedem și la televizor aproape fiecare seară, că un elicopter a adus pe cineva de la Novaci, de la Râmnicu Vâlcea, de la Ol, de la Unel, l-aduce la Craiova. Toți îl aduc la Craiova, da? Aceasta va fi una din realizările noastre care vor rămâne peste ani și care vor rezolva câteva din problemele mari. Sigur că vom găsi și va fi lume supărată, pentru că în acest moment salvările vor trebui să intre pe partea de 1 mai, să ajungă până aici. De asemenea, aceste fluxuri, sigur, nu noi le stabilim, ci le vor stabili cei de la spital, dar eu cred că și când va fi gata totul, vom găsi o formulă în care să nu mai intre toată lumea cu mașina acolo. Cine are un bolnav și trebuie să-l ducă până la urgență, sigur că îl duce, pentru că am văzut și noi și în alte părți și în străinătate și la București, așa se procedează. Vii cu mașina, îți lași omul, îl ia cineva pe targă, îl duce înapoi, scoți mașina afară. Nu rămân mașinile puse ca într-o tabără de refugiați peste tot, așa cum arată. Și de acum înainte se va intra din partea asta la altă, deci când va fi gata, dinspre Tabaci, în sens unic. Și se va ieși pe partea cealaltă, pe 1 mai, se duce salvarea, se întoarce, se duce la locul ei. Și aici va intra numai cine are treabă. De asemenea, noi cu acest centru de cardiologie vom lucra în două viteze. Și într-o primă instanță vom rezolva o problemă foarte gravă cu care se confruntă Craiova, județul Dolj și regiunea Oltenia, adică marea majoritate a celor care
au o problemă de ordin cardiac și trebuie să plece undeva, pleacă pentru că Ministerul Sănătății nu a considerat că Spitalul din Craiova poate să asigure asistență, să zicem, pentru zona de preinfarct, pe chirurgie. Și pe cale de consecință, nici nu a lăsat Craiova să intre într-un program care să fie finanțat. De aceea vedem oameni bolnavi de inimă care sunt urcați fie într-o ambulanță și trimis la București sau la Timișoara, fie un elicopter care zboară. Prin ceea ce vom realiza noi aici, vom reda și demnitatea medicilor din spital, care sunt siguri că pot să rezolve anumite cazuri aici, cel puțin cele până la zona de preinfarct și infarct. Pentru că au și specializarea necesară și din acest moment, când vom fi gata, au și dotarea respectivă. Așa că vom avea și această mare bucurie să vedem că mai rezolvăm una din marile probleme cu care se confruntă spitalul. Da. Datorită dotărilor insuficiente, nu au putut să consume banii pe care îi aveau pe acel program. De asta era atât de importantă existența acestei linii de cardiologie cu dotarea necesară, astfel încât medicii să poată să-și practice efectiv meseria. Nu se puteau pune stand-uri pentru că nu aveau, nu pentru că nu erau medicii specialiști, dar pentru că nu aveau aparatura necesară pentru așa ceva, de asta s-a creat această clinică de cardiologie. Am purtat discuții de mai multe ori. O problemă a organizației PSD, deocamdată nu pot să vă spun că s-a dat un răspuns ferm sau că se va petrece mâine, nu știu ce lucru. Vom vedea. Ceea ce este sigur este că în acest moment suntem la guvernare cu UNPR-ul, care este un partid care asigură echilibrul acum și cu siguranță vom fi într-o alianță care va însemna și la alegerile locale și la alegerile parlamentare o alianță prin care colegii noștri de la UNPR vor primi un număr de posturi și în Consiliul Județean, și în Consiliul Local, și în alte părți, și bineînțeles, și locuri eligibile la Parlamentul Național. Comentați această estimare a legii administrației Consiliului Local, ca președintele Consiliului Județean să fie desemnat de Consiliul Județean și nu de vot direct. Eu am mai trăit un mandat într-o asemenea situație. Practic, la începutul mandatelor mele, am fost ales de către consilieri. Și o bună perioadă de timp nici n-am avut majoritatea și să nu mai vorbim de două, trei, pentru că s-au creat niște probleme mai speciale. Sigur, votul uninominal îți dă mai multă siguranță. Și s-a creat și așa o poveste vis-a-vis de faptul că la ceas de seară se strâng nu știu câți consilieri, la a doua zi schimbă președintele de Consiliul Județean, vicepreședintele sau pe altcineva. Da, eu cred că în acest moment trebuie să lăsăm să curgă, să vedem cum se termină această inițiativă, pentru că ea trebuie să ajungă la președintele Iohannis și de-abia pe urmă să producă efecte. Din punctul meu de vedere, n-am niciun fel de comentariu
și zic că aceasta va fi legea, ne supune și merge mai departe, ca opinie proprie, dacă mă întrebați, cred că votul uninominal, parcă așa am zis noi toți, acum 4 ani, că a fost un pas înainte pe scara asta a democrației. Acum nu mai este.